astăzi nu e ziua mea bună. Nu m-am trezit bine deloc. M-am trezit extrem de obosită și de când am început să mă învârt pe aici să fac lucruri, numai prostii fac și mă împiedic și dărâm și fac lucrurile rău. Mai devreme mi-am pierdut telefonul. L-am căutat amândoi prin toată casa și l-am găsit în sertarul de la baie, de sub chiuvetă. Nu mă întrebați, habar n-am. Îmi țin chestiile, periile și astea acolo și probabil... Nu știu. Ca să nu mai stric ceva până termină Bogdan de lucrat astăzi, mă apuc să mă uit prin albumul ăsta. Ăsta e albumul nostru pentru fotografiile Instax. Și multe dintre ele, de fapt, aproape toate, sunt așa. Am fotografiile din Laos, am fotografiile din India, de atunci când ne-am tatuat amândoi. Și ar trebui să le lipesc frumos aici, ca să fie toate aranjate și în ordine. Și să scriu datele pe fiecare. Albumul ăsta l-am primit de la vecinii noștri din Iași, înainte să plecăm. Și primele și singurele fotografii pe care le avem în el sunt cele de dinainte să renunțăm la chirie. Pe fotografiile astea am încercat să scriu cu linerul direct și nu a ținut, s-a șters, s-a rămas cumva imprimat, dacă pot să-i zic așa, adică s-a dus stratul ăla lucios de deasupra și a rămas cumva scrisul imprimat pe foaie, dar nu-mi place cum arată, așa că pe celelalte nu o să le mai fac așa, o să le lipesc și o să scriu cu un pix alb sub ele data și locația. În ordinea de pe tricouri avem fotografiile de la tatuat din India, eu și Bogdan, după care Laos, în ordinea următoare, de la Viewpoint din Vang Vieng, Parapanta din Vang Vieng, Boogie în Vang Vieng și Quang Si Fos. Cam așa ar trebui să le pun. Trebuie să văd cum, pentru că aș vrea să nu ocup prea mult spațiu. Problema e că nu mai știu care sunt datele. Trebuie să mă uit în telefon să văd pe unde și când eram. Tatuajele din India le-am făcut pe 2 martie. Ce drăguț arată! A început să prindă formă. Am scris aici New Chapter, fix pe prima pagină și am lăsat doar astea două fotografii din Iași. Aici am pus cele din India, 2 martie 2023. Tatuăm suveniruri în Jaipur și toate cele din Laos le-am pus aici la grămadă, așa cu săgețele, ca să știm ce se întâmpla în fiecare și am pus martie 2023 ca să nu mai pun datele la fiecare. Din Thailanda nu avem niciuna, să vedem ce facem din Bali. Nu știu dacă ai văzut Pufi, dar am făcut 26.000. A, da? Vorbești serios? Când? Gen azi noapte. 26.000 și 3. Mulțumim tuturor care au participat la adunarea numărului ăstuia în ultima perioadă, pentru că am fost un pic pe struggle. Am stat pe 25.000 de vreo 3 luni, cred că. Așa că forță! Apropo, să știți că eu n-am dormit așa, dar m-am trezit cu gândul de a merge la sală, că dacă n-am reușit să mergem ieri, am zis că mergem astăzi când ne trezim. Dar ne-am luat cu toate alea, cu micul dejun, cu cafeaua, pierdutul telefonului, Bogdan a avut ceva de lucru. Și acum că a terminat el de lucru, vreau să mă uit prin grupul de WhatsApp pentru întâlnirea de mâine, să vedem ce zic oamenii și cum ne organizăm, că ar trebui să mergem la cumpărături diseară, ca mâine să fim acolo de vreme, să cumpărăm diseară tot ce trebuie. Dar nu știm ce trebuie, asta e problema. Eu știu ce trebuie, trebuie să luăm niște bere și o să vină oamenii cu niște carne, facem un grătar frumos pentru că Cristina a vorbit cu proprietarul și a spus proprietarul că o să aducă el un grătar, așa că unul mai adevărat. Apropo, Sorin nu vine, că mi-a răspuns. Da? Cristina și Dragoș vin, dar Sorin nu vine, a zis că nu poate mâine, dar ne mulțumește pentru invitație. Lasă că o să ne vedem și cu Sorin Orta, am în cap un proiect amazing cu el, sper să fii de acord, dar întâi trebuie să-l contactez. Bogdan știe deja proiectul, el are tot, dar nu știe dacă omul e de acord. E bine să visezi, gen, și vedem după dacă se întâmplă.
bine, Carla, strigi! Ador! Ador! Pe cine-i pupi? Ador Carla Dream, sunt trupa mea preferată. Soția mea a zis că singura persoană care ar face poze dintre toți artiștii lumea ar fi Carla Dream și am zis că la mama cheză dacă vrei să faci cu mine poze. N-o să știe nimeni. Supiela mea, oh! Hai că fac încălzirea, că mergem la sală. În sfârșit! Până nu ne mai prinde vreo ploaie, vreo tornadă, vreo gragan. În sfârșit, soția mea poate să arate în costumul. E și soare, se vadă mai bine. Hai, hai da, o să trecem pe telefon. Am pătruns în sală, ați văzut că suntem înregistrați acolo cu fotografia și trecem ca la metrou. Este o piscină foarte mare aici. Nu știu, pufii, cât de adâncă e piscina asta. Bun. Este și un restaurant unde poți să-ți comanzi și de mâncare și cafea și băutură ce vrei. Scările astea sunt ceva. Când le cobori, înainte de antrenament, merg. Dacă trebuie să le urci înapoi. Ăștia suntem. Nu o să filmăm prea mult pentru că sunt oameni în sală și nu vrem să deranjăm pe nimeni. Dar vă faceți o idee despre cum arată. Am ieșit de la sală și al meu s-a băgat la basket cu puștii. Tu ești. Hai că plâng. Hai că plâng. Plângi? Da, îți dai seama că așa vreau să mai duc basket. Păi ți-aduci tu o minge data viitoare. Da, da, mă zic chiar. O minge mai lipsa din magazin. Partea mea preferată. Mai făceam pe ceva de rămas. Bye! Haideți să vă zic care e planul acum. Nici nu știu câte ceasul. E 2:30. E 2:30. Adică ar fi 2:30 și abia ne-am trezit. Ați văzut că eu am început să-mi fac o colecție de bijuterii adunate de prin toate țările în care mergem. Și am descoperit niște artizani locali aici în Bali, dar nu au un magazin fizic. Așa că trebuie să îi urmărim pe unde merg, pe la tot felul de expoziții și târguri. Iar astăzi vor fi în Uluwatu, la ceea ce se numește Ulu Garden. Ar trebui să fie o terasă ceva și astăzi acolo se întâmplă un festival jazz. Mergem acasă, facem un duș, îmi pun și eu o față de om normal și mergem la jazz festival și să vedem dacă reușesc și eu să-mi iau un el, un pandantiv, un ceva. Deși sunt aere condiționate în sală, și e tot ce ne trebuie, e super, super faină. Am transpirat și mi-e atât de cald. Și faptul că am ieșit afară nu mă ajută, pentru că afară e foarte mare umiditatea. Hai că ne-am întors de la sală, suntem mult mai forță, afară picură un pic, dar noi ne pregătim să ieșim, să mergem acolo unde v-a spus Adriana că trebuie să mergem, dar trebuie să ne spuneți ce părere aveți și ce se potrivește mai bine pentru Puffy. Așa! Asta e outfit-ul meu, așa sunt. Stomacul meu, matele mele. Ăștia sunt ochelarii. Și spuneți-mi dacă se merg așa. Așa un pic. Așa. Sau cu asta pe cap, pentru că a fost la sală și părul mi-e nespălat.
Lăsați-mi comentarii. Oricum o să fie și din casă deja până răspundeți voi, dar așa ca idee ca să știu pe viitor dacă mai folosești casa sau nu. Bun, ai găsit borseta? Borseta. Goală, dar îi. Nu e goală. Nu e goală că nu o să mai fie, nu? De ce nu o să mai fie? Dezinfectant, creion de buze, oglindă. Nu. No. Hai, dar pune și niște șosete dacă tot așa. Nu trebuie, dacă trebuie să-mi prind părul. Trebuie. În viață trebuie să-ți iubești femeia, atât. Nimic mai mult. Oricum e borseta mea. Păi, ce contează? Ca și cum tu îmi dai să car un sac de cartofi și îmi zici că e sacul tău, știi? Hai, ce mai stau mult după tine? Da, stai un pic. Era să ieșim la vlog, dar fără vlog. Am uitat camera în cameră, ne-am întors să o luăm. Casca ai? N-am casca, băgam ai picioarele tot înăuntru. Ai ieșit din casa? Nu, cred că am lăsat-o aici pe terasă. Aici am lăsat-o. Am cască! Ia priviți ce bronz de excepție am. S-a mai dus din roșeață, nu mă mai ustură pielea, dar trebuie să stau la soare să repar greșeala. Am o foame de lup! Nu mai pot! Eu ce să mai zic? Seama că fix pe același drum am fost și către 180 și către Savaia. E destul de departe de cazarea noastră, la vreo 45 de minute distanță, nici nu știu, un kilometri. 20 kilometri, da. Ceva mult. Dar oricum, în Bali e o plăcere să te plimbi cu scooterul de oriunde până oriunde. Dacă nu plouă. Dacă nu plouă. Și nu plouă. S-a înseninat acolo la orizont și chiar mai devreme îi spuneam lui Bogdan că îmi pare rău că n-am luat drona, poate prindeam un apus frumos de undeva. Dar dacă îl prindem, vă arătăm așa. Zona asta de sud mi se pare cea mai aranjată dintre toate. E plin de tot felul de cafenele, restaurante, care mai de care, buticuri cu produse locale, mă rog, magazine de-a dreptul. Te simți fix ca în stațiune. Dar zici că mergem de o viață pe scooterul ăsta, m-am săturat. Zici că m-am născut aici. 40 de minute am făcut, am făcut un am ajuns, finally. Ulu Garden. Ai, uite ce drăguț e ăsta. Jazz Festival, ce vă ziceam? Astăzi, 30 aprilie. Nici n-am ajuns bine că ne-a trimis băiatul să parcăm mai departe. Am ajuns, ne-am parcat și în sfârșit avem muzică copyright free direct din cameră. O să putem filma în sfârșit cu muzică pe fundal, pentru că nu cred că există copyright pe asta. În cazul în care voi nu aveți parte din muzică din asta copyright free în afară, intrați chiar acum pe artlist.io, faceți-vă condoul în gratis din partea noastră, forță! Are you from Bali? No, origin from Medan. From? Medan. Medan? Yes, Sumatra Island. Ah, from Sumatra. Yes. Oh, nice. Yeah. And then moved to Bali. Okay, great. Ia uitați-vă un pic la inelul ăsta. The name of the gem. Ok, putem vedea pe eticheta aici ce fel de piatră este pe fiecare inel. Quartz verde, absolut super. The box, and this is the silver gold, and free gift. Oh, e prima oară când văd niște meniuri noi. Mamă, cât de satisfăcătoare sunt. Este pielea asta.
și foile perfecte, curate, fine. Incredibil. Ia să vedem care sunt prețurile. O cafea costă între 30 și 45. Un suc natural costă 42,50. Ia să vedem ce mâncăm, că noi suntem flămânzi de-a dreptul. Fresh bowls. 80-160 maxim cu somon. Rice bowl. Moralul, fata asta de la bijuterie a fost tare drăguță. Eu îi scrisesem pe Instagram pentru că urmăresc pagina de foarte mult timp, de dinainte să ajungem în Bali tura asta, și i-am văzut toate bijuteriile de pe pagină, am și salvat o serie care îmi plac mult, însă sunt pe comandă, acum avea doar o parte dintre ele, ați văzut. Medalionul ăsta pe care l-am cumpărat, l-am văzut și pe pagină și l-aveam salvat acolo și mă bucur că am reușit să-l cumpăr. Nu am rezonat în mod special cu niciun inel, de asta nu am cumpărat acum. I-am arătat poză cu ce îmi place, cu o piatră aquamarin, un turcoaz absolut minunat. A spus că nu are piatra acum, dar o să o comande și o să-mi facă inelul special și îmi scrie pe Instagram când e disponibil. Eu unul am scăpat ușor, adică a durat tot procesul maxim 5 minute, așa că sunt mulțumit ca bărbat, sunt mulțumit. Foarte bine arată mâncarea. Acolo e burgerul lui Bogdan. A luat cartofi extra pentru că știe cu cine trăiește. Și aici este bolul meu cu noodles din green tea, ciuperci, dovlecel și alte chestii. Scooter, am plecat de la Ulu Garden. Și vreau să vă spun că mai degrabă vă cumpărați un lanț sau un inel decât să mâncați. Ce am mâncat noi acolo a fost ok, dar scump și nu atât de bun cât să mai vrei o dată. Nu delicios. Adică mâncarea a fost bună, dar la HQ, de exemplu, unde prețurile sunt la jumătate, ne place mai mult. Poate n-am ales noi ce trebuie, habar n-am, dar n-a fost tocmai mulțumit. Atmosfera în schimb foarte tare, era plin acum înainte să plecăm, a început să cânte muzica, era o trupă de băieți mici, niște puști, super până, mici. Până în 15 ani, cred că. Maxim 15 ani. Și cântau atât de frumos, am stat și m-am uitat la ei fascinată. Cât de buni sunt la vârsta pe care o au. Și câtă pasiune puneau acolo la instrumente și foarte bine, foarte bine sunau. N-am stat mai mult pentru că noi încă mai avem de rezolvat chestii în seara asta. Mergem să facem niște cumpărături pentru mâine și trebuie să ajungem și acasă să edităm vlogul pentru că, ce credeți, deja e ora 7 seara. Bun. 7 la noi și vlogul trebuie să vină în 5 ore, adică 7 la voi. Oricum, să știți că seria de daily se apropie de sfârșit. Pentru că am vrea și noi să ne întoarcem la vlogurile noastre frumos structurate, în care vă arătăm chestii frumoase, cinematice, drone și alte cele. Practic o să ajungem înapoi la vlogurile care ne-au consacrat și vlogurile care ne fac nouă plăceri maxim. Adică noi suntem artiști și asta vrem să facem. Acum seria asta de daily vlog a fost o chestie pentru noi, să vedem cum o ducem, și o chestie, cred că mai mult înclinată pentru voi. A fost un test, nu putem spune încă cam care este rezultatul, așteptăm și noi să vedem după ce tragem linia, dar a fost ca o gură de aer proaspăt. Ia uite ce e la HQ. Spuneam că a fost ca o gură de aer proaspăt pentru noi, pentru că vlogurile astea nu necesită mare bătaie de cap, adică dai drumul camerei, spui ce-ți trece prin cap, arăți lucruri foarte simple. Și genul ăsta de vloguri nu sunt dificil de creat. Genul ăsta de vloguri nu sunt nicio referință pentru viitor și nici nu genul de vloguri la care să te uiți, de exemplu, nu știu, peste un an, doi,
Gen, să vrei să cauți pale, scrii pe la seria de daily. Nu, că e ca un live cum ar veni. Nu mai interesează pe nimeni să vadă ceva ce s-a întâmplat acum nu știu cât timp. În schimb, noi, țările alea șmechere de vloguri, la care lucrăm mult și gen, implicăm și le facem artistice să fie frumoase, alea ca filmele, nemuritoare, adică gen, te poți uita și peste 10 ani și o să fie epic. Noi iubim Bali și ni se pare că risipim un conținut foarte tare făcând daily, așa că o să începem să ne structurăm înapoi vlogurile, să filmăm în mai multe zile, ca la final, când vă dăm produsul finit, să fie ceva epic. Frumos, epic, exact, așa cum ne place nouă să spunem. Asta-i bun? Da, uite că a venit și omul să mă aducă, că m-am văzut cu ele. Thank you. Thank you, trebuie acasă. Asta spuneam despre oameni care-s de treabă. În mod normal, n-ar trebui să te bagi nimeni în seamă. Ce dracu, că am capul atât de mare încât nu-mi intră, pot să o lărgesc. Ai 69 de mii, pufi, moca, iată, dacă îți place. Nu, ia două, pufi. Da să mă văd, întâlnit. Bagajul? Mai avem și noi loc în bagaj? Eu înțeleg că stăm aici mai mult, dar... E mai drăguț asta, nu? Avem, da. Decât asta cu roșu. Da. Acum vă întrebați la ce mai trebuie o chestie din asta după ce care tot dulapul după ea. Ei bine, pe lângă tot dulapul de Crăciun, Moș Crăciun i-a adus un machiaj din ăla care te face avatar. Pentru cine nu știe ce avatar, o să las aici o poză. Și l-am luat după ea. Și acum vrem să facem o sesiune foto super șmecheră cu avatar în Ubud, să vă arătăm cam ce știm noi să facem cu... Ce știm noi să facem? Când ne punem mintea. Exact. Pentru că aici la daily vlog e tot așa de relaxant. A venit și Bogdan cu berea între timp. O parte din bere, sper să, da, să fie ok. Diferența dintre singaragea asta și Bintang, Bintangul e 23.300 și singaragea asta e 16.000. Eu n-am pretenții la bere, acum sper să fie și oamenii ok, dacă nu, aia e, beau eu tot și luăm un Bintang după. Oricum am înțeles că multă lume nu bea pentru că e cu scuterul. A, da? Da, scris să știu cum să beau pufe. Bine, eu alea cred că le bei și singur. Nu, nu cred, chiar nu cred. Am una cu alta, să mai ai o amortizare sau ceva. Ia-ți văd, acum se închid. Mai încap. Mai iau vreo 2-3. Mamă, ce trafic e în față! Nu ți-l minte să fi văzut niciodată strada asta goală seara? Nu, nici ziua nu mai e acum. Nici ziua nu prea mai e, exact. Asta este contribuția noastră la petrecerea de 1 mai. Am cumpărat Radler pentru fete, am luat bere aici, singaragea, pentru băieți. O pungă mare, mare, mare de chipsuri și am rezolvat cu alcoolul și ronțăielile. Acum noi am vorbit cu restul, cine vrea să aducă carne, sucuri, ce o să mai fie necesar pentru grătar, căci vom avea și grătar. Cred că ar trebui să încheiem vlogul de azi pentru că este ora 8 seara. Și cam bate ora de postare la ușă. E 8.40 și practic în 3 ore jumătate trebuie să vină vlogul, așa că cat și ați văzut vlogul. Bine, v-am pupat. Ne vedem. Mâine nu cred că o să mai intrăm de la 7 pentru că o să... Mă depinde cât bem, cât stăm, dar îl facem să... Dacă petrecerea se termină de vreme sau în timp util cât să putem edita ce filmăm mâine, o să vină vlogul mâine. Dacă nu suntem aici la ora 7, înseamnă că vlogul o să fie marți. Înțelegeți voi, că știți cum e de 1 mai. Bine, dar ne vedem! V-am pupat!